Vreau să-ți spun un lucru. Tu știi cum se întâmplă? Dacă privesc luna de cristal, ramura de-a rama a toamnei liniștite, la fereastra mea, dacă ating alături de foc cenușa, intangibilă, sau trupul zbârcit al lemnului, tu știi că totul mă duce cu gândul spre tine? De parcă tot ce există, arome, lumină, metale, sunt pur și simplu mici corăbii, navigând spre insulele tale, care mă așteaptă. Ei bine, dacă încetul cu încetul, tu vei înceta să mă iubești, voi înceta să te iubesc și eu, încetul cu încetul. Dacă pe neașteptate tu mă vei uita, sau pur și simplu nu mă mai cauți, să știi că eu te voi fi uitat de mult. Dacă ți se pare imens și nebun vântul de steaguri ce-mi trece mie prin viață, dacă pur și simplu te hotărăști să mă arunci la malul inimii în care mi-am înfipt rădăcinile, amintește-ți că în această zi și la această oră eu voi ridica brațele, rădăcinile mele și voi zbura să caut alt pământ. Dar dacă zi de zi și oră de oră simți că mi-ești sortit mie cu întregul tău farmec, dacă zi de zi o floare se cațără pe buzele tale, căutându-mă, dragostea mea, în mine tot acest foc se repetă, în mine să știi că nimic nu se stinge și de fapt nimic nu se uită. Dragostea mea se hrănește din dragostea ta și atât cât tu vei trăi, va rămâne în brațele tale, fără să se desprindă dintre ale mele. Pablo Neruda. Dacă mă vei uita.